În județul Constanța va fi construit un nou centru social destinat copiilor. Piatra de temelie pentru Casa Copiilor Abandonați Sfântul Cuvios Arsenie din Techirghiol a fost pusă marți seară de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Proiectul a fost inițiat de credincioșii parohiei Sfântul Mina din Constanța. Este o împlinire deosebită. Ne simțim cu toții legați de Părintele Cuvios Arsenie al nostru, care tot mare a fost, pentru că în jurul său a adunat atâta popor. Aici vor fi aduși copii abandonați. Câți oameni care s-au simțit plini de tristețe, goi pe dinăuntru, s-au rătăcit, n-au venit la Părintele Arsenie să-și regăsească echilibru, să-și regăsească calea spre Dumnezeu, și oricine a stat de vorbă cu Părintele Arsenie a plecat luminat. Casa Copiilor va deveni un cămin pentru cei abandonați încă de la naștere. Situată lângă stadionul municipal din Techirghiol, clădirea, în suprafață de 670 de metri pătrați, va avea 17 camere și va găzdui până la 50 de copii. Ne dorim ca acest loc pustiu să devină o casă frumoasă, un rai al copiilor. Aici vor avea un loc în care se vor juca, vor fi foarte bine hrăniți, foarte bine îngrijiți și educați. Ne rugăm la Bunul Dumnezeu să ducă la bun sfârșit această lucrare. Și când această lucrare va fi împlinită și iată, această clădire va fi însuflețită de copilași, ne apucăm de a doua. Pentru că activitatea și lucrarea filantropică nu are sfârșit. Ea e o continuă luptă pentru bunăstarea celor nevoiași. Facem apel la toți care vor să contribuie și la toți care au inimă și vor să ajute. Fonduri nu avem, dar intenția și inima noastră este deschisă și e plină de dragoste. Și atunci credem că oricine vrea să ajute este binevenit. Proiectul parohiei Sfântul Mina nu este singurul de acest gen. Anul trecut, parohia a desfășurat o amplă campanie de ajutorare a centrelor sociale din județul Constanța.